Jucătorul echipei Petrolul, tunisianul Hamza Younes, este susținut de club și de suporteri. Conducerea clubului a postat și un comunicat pe site-ul oficial, catalogând drept incalificabil acest eveniment, fiind inacceptabil ca, indiferent de situație, în România anului 2013 să funcționeze legea pumnului. PC Petrolul Ploiești așteaptă un punct de vedere oficial din partea instituțiilor statului, asigurându-l în același timp pe Hamza de tot sprijinul de care are nevoie pentru soluționarea pe cale legală a acestui caz. Și primarul Ploieștiului îl susține pe tunisian și speră ca oamenii legii să-și facă datoria. Îmi pare rău de ce s-a întâmplat acolo și îmi pare rău că cetățeanul Radu Mazăre, un primar cu experiență, nu a știut să gestioneze un astfel de eveniment, mai ales că este un cunoscător al mării și astfel de incidente pe mare ar trebui tratate într-un mod special. Sper ca reprezentanții Ministerului de Interne să-și facă datoria, să-i pedepsească pe cei vinovați și sper în același timp ca Hamza să nu fie afectat de această, spun așa, de acest incident și să aibă același joc bun și același rezultate cu echipa FC Petrol. Suporterii Petrolului se vor întâlni în această seară în fața primăriei Ploiești pentru a protesta împotriva comportamentului edilului din Constanța și a bodyguardzilor săi.